Stimați deputați, onorată Vă rog frumos, doamna Violeta Ivanov, vă fac o avertizare în mod public. Vă rog frumos, doamna Ivanov. Stimați deputați, onorată asistență. La 22 octombrie 2015, fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, susținută și de alți deputați, au înaintat moțiunea de cenzură asupra activității guvernului în legătură cu existența suspiciunilor de corupție a prim-ministrului domnului Streleț. Mai puțin de 3 luni în urmă, domnul Valeriu Streleț, actualul prim-ministru, a venit în plenul Parlamentului pentru a cere votul de încredere, convingându-ne de faptul că poate fi salvatorul națiunii. Domnul Streleț a jurat să-și dăruiască toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. A dat asigurări că se va mobiliza la maximum și se va consacra servirii patriei noastre, servirii Republicii Moldova, că va avea grijă de oamenii Moldovei, de crearea condițiilor pentru creșterea salariilor, pentru că cetățenii să nu simte șocul dur la creșterea tarifelor în perioada de criză. Promisiunile domnului Streleț, cu regret, s-au dovedit a fi goale. Situația se agravează pe zi ce trece. Din start, fracțiunea Partidului Comuniștilor s-a opus acordării votului de încredere guvernului Streleț. Poziția noastră a fost clară, evidentă, consecutivă, bazată pe faptul că timp de 6 ani, guvernele conduse de liderii Partidului Liberal Democrat au făcut experimente de supraviețuire pe propriul popor. Timp de 6 ani s-au închis instituții medicale și de învățământ. Timp de 6 ani au crescut nemotivat tarifele. Timp de 6 ani sistemul judiciar a fost subordonat oligarhic și politic. La fel, așa cum s-a procedat în ultimii ani, principala autoritate executivă a țării a fost formată în baza apartenenței politice și în baza relațiilor de rudenie. Nu profesionalismul, stimați colegi, competența și experiența, nu onestitatea și onoarea au fost cerințele de desemnare a miniștrilor. Prioritar a fost afilierea la un anumit partid sau grup de interese. În una din cele mai dificile perioade ale istoriei țării, avem cel mai slab și cel mai neprofesionist guvern. Timp de 6 ani, activitatea prioritară a guvernelor conduse de liberal-democrați au fost jefuirea țării și cetățenilor ei. Noi am avertizat că rezultatul activității acestui executiv va fi la fel de dezastruos ca și precedentele guverne de asemenea formate de către alianță. Trezorăria de stat practic este goală. Sistemul bancar este la un pas de colaps. Inflația, creșterea prețurilor și tarifelor micșorează veniturile cetățenilor zi de zi. Criminalitatea a atins un nivel culminant, aș spune calitativ nou. Se fură în plină zi cu miliardele și nimeni nu este tras la răspundere. Cu ușurință s-a închis canalul de televiziune nedoritnit, iar propaganda unionistă, stimați colegi în mass media, a devenit echivalentul ideologiei oficiale a puterii. Continuă să fie închise școli, grădinițe de copii și spitale. În mod regulat, termenele de elaborare și depunere în Parlament a bugetului de stat sunt încălcate, iar bugetul adoptat nu este executat. Iresponsabilitatea vădită a guvernanților aruncă țara în permanente datorii externe. Toate acestea au condus în cele din urmă la o neîncredere completă față de guvern. Sociologii constată un număr record al populației, până la 90%, care consideră că guvernarea funcționează incorrect. Gândiți-vă, stimați colegi, 9 din 10 dintre cetățenii Republicii Moldova nu au încredere în autorități. Iar acest lucru se datorează în primul rând din cauza acțiunilor coruptibile ale guvernării. Dumneavoastră, stimați reprezentanți ai guvernării, nu v-ați îndeplinit promisiunile și angajamentele nu doar în fața alegătorilor, dar de asemenea în fața sponsorilor și partenerilor externi. Sub paravanul valorilor europene, în țară fără precedent, prosperă nepotismul și corupția. Pentru corupție a fost demis guvernul Filat. Succesorul și colegul lui de partid, domnul Leancă, la fel s-a marcat prin depunerea efortului la suspecta concesionarea aeroportului internațional Chișinău, precum și la distrugerea finală a băncii de economii. Dar se pare că alianței nu i-a fost suficient. După atâtea scandaluri și scoatere la iveală a acțiunilor criminale ale partidelor de la guvernare din ultimii ani,
Din nou a fost propus un guvern de coaliție sub conducerea domnului Valeriu Streleț. S-ar fi întâmplat asemenea lucru într-o țară europeană? Avea oare dreptul domnul Streleț să conducă guvernul? Bineînțeles că nu. Este doar o problemă de conștiință pentru el și pentru cei care l-au susținut. Astăzi cerem demisia guvernului Streleț, nu doar din cauza lipsei de competență. În urmă cu două săptămâni, în această sală, pentru suspiciuni de corupție, a fost reținut domnul Vlad Filat. Un scandal fără precedent pentru Republica Moldova. O rușine pentru întreaga țară. De fapt, s-au confirmat acuzațiile invocate în ultimii ani de Partidul Comuniștilor. Domnule Streleț, dumneavoastră vorbiți mult și frumos despre Europa, despre politică civilizată, dar chiar și cetățeanului de rând este clar că după un asemenea scandal, prim-ministru, reprezentat al partidului descreditat, ar fi demisionat în aceeași zi. Dar nu și la noi, așa numiții europeni autohtoni nu sunt capabili de asemenea fapte. S-a creat impresia că dumneavoastră nici astăzi nu ați înțeles pentru ce ați venit în funcția guvernului. Pentru a scoate țara din criza profundă, așa cum ați promis, sau pentru salvarea cu orice preț a colegului dumneavoastră. În loc să de muncă asiduă zi de zi pentru stabilizarea situației sociale-economice și financiare, dumneavoastră hărțuiți sponsorii europeni cerindu-le credite, fără ca să conștientizați consecințele deja dure răsfrânse asupra populației țării, cerindu-le protecție de la furia propriului popor și de la un proces echitabil. Dumneavoastră vă străduiți din răsputeri să utilizați ultimele pârghii ale puterii pentru a salva pe colegul dumneavoastră, în loc să contribuiți maximal la lupta împotriva corupției și să fiți cointeresați în investigarea cazurilor respective. Și este explicabil, luând în considerație implicarea dumneavoastră în facilitarea activităților unor agenți economici precum Caravita SRL și Bioprotec SRL, firmele date s-au compromis în legătură cu jaful secolului. Nu va fi așa, domnule Streleț. Nu veți fi salvați nici fotoliul dumneavoastră și nici prietenul. Deja și partenerii dumneavoastră v-au abandonat. Este prea târziu. Ați avut șansa de a salva măcar un pic din demnitate prin demisie binevolă. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Veți fi acum expulzat în disgrație și veți intra în istorie asociat cu șeful dumneavoastră. Stimați colegi, anterior ați ignorat solicitările noastre, propunerile noastre și evaluarea situației făcute de deputații fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Ați refuzat să susțineți inițiativele noastre. La ce a condus acest lucru? Este evident. Republica Moldova este capturată de oligarhi și mafie, fapt constatat de Partidul Comuniștilor încă în 2012. Fenomen deja recunoscut de cetățenii de rând, politicieni, analiști, inclusiv și de partenerii externi. Dumneavoastră sunteți acei care ați contribuit la acest fapt. Astăzi sunteți presați la perete de propriile ambiții, de propriile greșeli și aroganță. Acordați-vă vouă și întregii țări șansă de a ieși din această situație. Fiți rezonabili. Întorceți-vă cu fața la popor. În mod repetat, voi face apel către toți, indiferent de afilierea politică, să realizăm gravitatea situației și să depunem eforturi pentru a scoate țara din criza politică, pentru a întoarce încrederea oamenilor, care deja este pierdută, și pentru principalul, menținerea păcii și stabilității în țară. Menționăm că toate cabinetele de miniștri ale alianțelor anterioare de guvernare au fost demise la inițiativa Partidului Comuniștilor. Însă, cu certitudine, demiterea guvernelor nu este ca scop în sine a fracțiunii Partidului Comuniștilor. A fost, stimați colegi, o necesitate de a stopa ruinarea și distrugerea statului Republica Moldova și tolerarea de mai departe a îmbogățirii obraznice a guvernanților pe seama poporului.
Fracțiunea Partidului Comuniștilor are drept scop oprirea procesului de sărăcie rapidă a populației, de a renaștere economia țării, de a consolida statalitatea, neutralitatea și independența Republicii Moldova. Guvernul Alianței 3, precum și guvernele Alianței 1 și 2, s-au discreditat complet. Noi, ca și marea majoritate a populației țării, nu avem încredere în niciunul din miniștrii guvernului Străleț. Acest executiv nu face față provocărilor complexe cu care se confruntă țara astăzi. Acest guvern trebuie demis. Vă mulțumesc!